Ultima ședință de Consiliul Județean ar fi trebuit să fie validată Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj, însă proiectul a fost din nou blocat prin demisia liberalului Marcel Zaharia. Singurul consilier liberal care a fost votat de către majoritatea din Consiliul Județean ca membru ATOP și-a prezentat demisia chiar înainte de a se supune la vot validarea acestei structuri. Prin hotărârea 133 de adoptare a și desemnarea membrilor în ATOP, am fost desemnat din partea PNL ca singur reprezentant. Având în vedere că prin aceasta nu se respectă articolul 92 din legea 215 privind respectarea configurației politice obținute în urma alegerilor locale în județul Sălaj, adică din cei 6 consilieri desemnați în ATOP, PNL are doar un singur reprezentant. Astăzi ne-am înregistrat demisia din ATOP la Administratura Consiliului Județean. Demisia lui Marcel Zaharia a creat o situație inedită în ceea ce privește validarea ATOP. Sensul în care astăzi era pusă în funcție validarea topului. Validarea topului este formalitatea procedurală finală pentru ca acest organism să intre în funcțiune. Aș vrea să vă aduc în atenție o chestiune legală prevăzută de hotărârea Executivă 7.2.7, care spune așa, că în momentul în care se validează topul, se desfințează comitetul de organizare. De ce l-am precizat acest lucru? Pentru că, per a contrario, părerea mea este că astăzi ar trebui să se renunțe la acest proiect de hotărâre, fie retras de pornirea de zile, dacă îmi permiteți această sugestie, domnule președinte. Pentru că dacă s-ar proceda la validare, s-ar desfința comitetul de organizare. Și atunci, viitorul consilier, oricum trebuie să fie anunțat comitetul de organizare pentru faptul că, înainte de validare, a avut loc retragerea domnului Zaharia. Deci e o chestiune legală, recomandarea mea aceasta a fi retragerea proiectului de pornirea de zi astăzi și în următoarea ședință să procedați din nou la desemnarea unui consilier județean, care apoi să fie comunicat comitetului de validare, care astăzi rămâne în discuție. E o formalitate procedurală prevăzută de 7.2.7.2023 de guvern. În consecință, proiectul de validare ATOP a fost retras de pe ordinea de zi. Calitate de inițiator, retrag proiectul de pe ordinea de zi. Completarea ATOP și validarea acestui organism trebuie reluată în ședințele de Consiliu Județean ulterioare.